Pot de data asta să vorbesc eu primul? Da, cum să nu? Vreau să spun o singură frază după care am să părăsesc această masă a juriului. Cred că ceea ce ai făcut tu în seara asta aici este una dintre cele mai mari mizerii care s-au petrecut în istoria acestui show. Aole. Și am să spun și de ce. Pentru că ceea ce ai făcut tu, care ești un etnic turc, am înțeles, nu? Jumate turc, jumate român. Ok. Ceea ce ai făcut tu a fost să induci ideea sau să te folosești de niște lucruri îngrozitoare care s-au întâmplat în ultimii ani și să tratezi chestia asta, cum să spun eu, adică ai arătat că aceasta este latura predominantă în tot ceea ce înseamnă lumea musulmană. Lumea musulmană nu înseamnă ceea ce... Da, măi, comedie, mă, a, bravo. Păi, evident, numai că nu te-ai folosit odată de treaba asta. Ai făcut un număr întreg, pornind de la chestia asta, pornind de la o percepție care nu este deloc comică. Este o percepție extrem de periculoasă. Deci ceea ce ai făcut-o este o mizerie și este foarte periculos. Și eu consider că treaba asta nu ar trebui difuzată. Deloc. Bă, nu este ok, frate. Nu se poate să construiești totul plecând de la această premiză oribilă. Musulman nu înseamnă bombe. Bă, las-o în sangre caliente. Într-un fel, are dreptate. Pentru că, cumva, către asta atrăgea atenția și asta promova, știi, fără să... Poate n-a fost asta intenția, știi? Mă duc să-mi iau o pauză bine meritată.